Bă, jurasem că renunț la rap, dar nu mă pot opri din scrisuri, chiar ne pun la cap clar. Mi-am promis mie și v-am promis și vouă, deci chemați o ambulanță și duceți-mă la nouă. Dar dați-mi un nenorocit de pic și niște hârtie ca să aduc bucurie în secția de psihiatrie. La spârnaș umple peretele, la dilei rețetele, cu mii de versuri cu multiple sensuri ca versetele, la sclav și la trompetele. Arăt perfect efectele, momentele în care le fac portretele, că-s toți ca majoretele când vine dracopetele, schimbându-și principiile mai des ca șosetele. La microfon nu mă abțin, sunt absent, dar măcar acum vă toți puștii câtă slab sunt și încă nu pot fi cedind, rătăcind, fugind de deznădejde până la iluzie și revenind, răind zilele frici cu doar câteva indicii. De exemplu, iubirea presupune sacrificii. Iartă-mă că de când nu mă mai laud cu fici, am luat-o pe câmpie cu religia, ca toți bunicii, acum insultăm credința, golit de nepăsarea, sub care ți-a ascuns și suferința și frustrarea. Vorbim pentru cei doi fani ai tăi, să-mi strici numele pe care oricum nu dau doi bani. Hai băi, fii serios și punghește streanță, că singurul rău pe care mi-l poți face se numește creață. Religios sau nu, vine cât timp cred în bine, e clar că ai dușmani mai periculoși decât mine. Pot fi Ponta, Păsescu, Boc, Antonescu sau Illuminati, tati convenabil, însă practic vorbesc de mii de patim care fac dintr-un romantic ca și Gandhi un fanatic antipatic ca Ted Bundy. De la ultimul sărman până la președinte, văd mândrie cât cuprinde, ne cuprinde pretutindeni, mă surprinde cum se simte, mă deprinde, că depinde simple cuvinte să exprim ce am în minte. Suntem urmăriți de satelit până și până galerii, până și până draperii, deci nu-mi vorbi de caterii, sunt șucării pe rapării, ce șucării pe baterii, fură și de la pării.